Pentru mine, el este în proporție de 90% responsabil pentru acest eșec. Bun. Pentru că nu a vrut să colaboreze cu nimeni, a făcut totul de capul lui. În iarnă i-am zis, băi, avem nevoie de 3 jucători buni. Treacă-mă că am rezolvat eu. Și l-a adus pe Copaci și pe Valea Alexandru. Eu am aflat din ziare că i-a adus. Cine este principalul vinovat pentru ratarea promovării? În mare parte, conducerea și cei de sus, cred că Victor, în principal, că el n-a luat decizia să se facă această schimbare mai repede și Daniel e vinovat normal, pentru că el a condus echipa și ne-a lăsat acolo. Toți jucătorii care au venit la Rapid au fost aprobați de el. Numără și tu câte transferuri s-au făcut în vară. Da. Și eu am contribuit cu 3. Restul sunt transferuri aprobate de el. Deci el tu ai adus, echipa... tu din poziția de director sportiv și, trebuie spus, agent cu mare experiență, tu ai adus doar 3 jucători la Rapid? Da, și 2 în Liga 3, Jorza, Sefer și 3, și Demit. Sefer care a confirmat, din punctul meu de vedere. Bine, nu știu, hai să spun o chestie. Ceea ce mi s-a părut mie și îl acuz pe Daniel Pancu, da, este că și-a pus orgoliul lui mai presus decât Rapid. El, dintr-un orgoliu, a avut o luptă cu mine, care eu, practic, nu am avut-o cu el. Dar de unde a plecat Florin? Explică-ne să înțelegem și noi, odată pentru totdeauna, pentru că se știe public faptul că între tine și Daniel Pancu nu a existat o relație la Rapid. Hai să spun eu de unde cred că a plecat. În momentul când el a recomandat niște jucători și a insistat să-i aducă, da, cum a fost cazul lui Bogdan Manole. Da. Fundașul central. Da. A avut o afirmație că, domne, trebuie să luăm, că acest băiat o să ajungă la națională. A venit răspuns. Dar zice, n-am nimic cu Manole, e un băiat extraordinar. N-am pus un jucător de 23 de ani să-mi spui că ajunge la naționala României. Și au fost multe aceste episoade. Celălalt Manole, care l-am avut în Liga 3, a zis că o să ridice tribunele în picioare. După o săptămână l-a dat afară. Ultima achiziție recentă, garantez, pun tot sufletul. Cu ce garantez? Pentru a garanta pentru Valea Alexandru. Este o garanție. Trebuie neapărat luat. N-am nimic, repet, nici cu Valea. Dar te întreb altceva, Florine. Pentru că aici mi se pare interesant. Tu te-ai opus venirii lui Valea Alexandru? M-am opus venirii la mai mult. Și știi de ce te întreb? Pentru că pe cifre, strict pe cifre, acest atacant venit de la Gloria Buzău era bun, avea 10 goluri marcate în 20 de meciuri. La Gloria Buzău, noi nu cumpărăm cifre. Și acum hai să spun ceva, când se fac niște transferuri, da, trebuie să pui în balanță și suma care o cheltui. Da. Acum, cu tot respectul, tu îmi dai afară un jucător de 22 de ani, Matias Roscov, care poate n-a rupt gura târgului, da, dar are 22 de ani, are 2000 de euro pe lună salariu și mi-a un jucător de 30 de ani cu dublu salariu, aproape triplu salariu. Și mai dai și bani pe transfer. Pe cât are? 5000 de euro pe lună? Aproape. Incredibil. 4500 mi se pare. Și s-au, da, plătit și 15000 pe el. Mi se pare incredibil să faci asemenea greșeli. A, bun, dacă îl ajuta Dumnezeu pe Vali și dădea 7 goluri, dar este un risc mult prea mare. Au pus mult prea multă presiune pe el. Garanția, ultimul număr 9, garantez. Cu ce a garantat? Că văd că a venit înapoi președinte.